Bună seara, bine ne-am regăsit. Ultima ediție a Dilemelor Zilei înainte de Crăciun și în ajun suntem mai buni. Suntem mai buni, dar încercăm să vedem ce s-a întâmplat în acest an în politica românească și în politica din județul Gorj, pentru că au fost foarte multe episoade ale acestui serial început de mult, început cu generații în urmă. Ei bine, serialul acesta s-a mai diluat în timp pentru că au ajutat la diluarea lui și oamenii care joacă, adică actorii politici. Pe acești actori politici o să îi analizăm în această seară, dar și strategiile care s-au făcut, spuneam, în acest an, până acum, de Crăciun. Cu siguranță politicienii vor face strategii și de sărbători, pentru că este o ocazie bună să se întâlnească și să mai discute și o strategie politică. În ajun de sărbători, la dilemele zilei, domnul profesor Dorel Chirițescu, bună seara, mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bună seara. Și colegul nostru, editorialist la Gorj Domino, Ionuț Catrina, mulțumesc și ție, Ionuț, pentru că ai acceptat să vii să analizăm, chiar să psihanalizăm niște politicieni. Glumeam, nu mergem așa departe. A fost un an plin, a fost un an cu două campanii electorale, cu trei chiar, pentru că alegerile prezidențiale, adică ultimele, au avut două campanii, fiind două tururi de scrutin, dar am avut în vară alegeri europarlamentare și în Gorj au fost chiar și alegeri parlamentare pentru un post care se disponibilizase prin plecarea unui senator, fost senator, în rândul magistraților de la București, domnul Greblă. Domnule Chirițescu, din punctul dumneavoastră de vedere, anul 2014, care se va încheia în scurt timp, este un an care să ducă la schimbarea a ceea ce înseamnă linia politicului, pentru că am avut niște alegeri în care au contat niște promisiuni bazate pe schimbarea politicii românești, pe schimbarea cel puțin într-o anumită latură. Astea au fost promisiunile, acum vedem ce se va materializa. Cert este că oamenii, sau unii oameni, au crezut în acele promisiuni și au ales un anumit candidat care a făcut acele promisiuni. Că va schimba politica, va epura clasa politică, adică îi va da deoparte pe cei certați cu legea, pe cei care nu au moralitatea să ne dea lecții nici măcar în această zonă. Este anul 2014 un an de cotitură în politica românească? Adică ne așteptăm ca de acum înainte să vedem o altfel de politică și altfel de exponenți ai acestei clase? Nu pe termen scurt. Dacă ar fi să continui afirmațiile dumneavoastră, ar trebui să spun că ne putem aștepta la schimbări și eu cred că vor fi schimbări importante în ceea ce privește politica din România, dar aceste schimbări nu sunt de așteptat în mod evident mai mult decât clar, mai mult decât evident, nu sunt de așteptat pe termen scurt să se întâmple. Dar măcar adică, impulsieții noastre? Adică nerăbdarea noastră, eu v-am spus înainte de emisiune, un banc pe care se pare că nu l-ați reținut. Îl spun și telespectatorilor ca să știe și domniile lor despre ce e vorba. Eu l-am reținut, dar acum spuneți-l și telespectatorilor. Da. Deci în anii 70, Deng Xiaoping, președintele Chinei, a fost în Franța și a fost întrebat ce părere are despre Revoluția franceză. Și omul a răspuns că este prea devreme să ne pronunțăm. Da? Deci este foarte important să ne raportăm corect, istoric, când discutăm despre politică, și să ne raportăm corect, cronologic și spațial, fizic, da? Și la nivel de percepție și de raportare corectă, istorică.
Pentru că nerăbdarea noastră, nevroza noastră din viața de zi cu zi, de a avea cât mai multe mașini, cât mai multe apartamente, cât mai multe pâini în frigider și cât mai multe borcane de miere pe balcon, s-a transmis cumva, această nerăbdare de a avea, s-a transmis cumva și în percepția noastră despre schimbarea politică, despre schimbarea socială, care aici este vorba despre altă poveste, pentru că aici sunt alte legi. Există niște legi specifice care nu permit în orice moment schimbarea, nu permit în orice moment saltul intervine atunci când sunt create anumite condiții din punct de vedere social, când este creat un anumit context. Dar să ieșim din filozofia asta și să revenim la povestea noastră despre 2014. Da, a fost un an foarte interesant, 2014. Părerea mea și ca om care este legat de politică, în mod personal și în mod real, fizic, dacă e să spun așa, da, și ca om care este interesat de politică, deci om care poate comenta politica și puțin și făcând un pas lateral, da, este această părere, este că anul 2014 este un an foarte important, da, este un an care anunță pentru prima oară, după 25 de ani, în sfârșit, deplasarea clară, vizibilă a spectrului electoral și a electoratului românesc dinspre stânga spre dreapta. Deci în acest an 2014, pentru prima dată s-a văzut această tendință de deschidere, de maturizare a oamenilor care votează și de deschiderea lor o altă opțiune de tip politic și spre un alt proiect de tip politic, care este proiectul de dreapta politic. Liberal, conservator, popular și așa mai departe, nu are niciun fel de importanță cum se cheamă acest proiect, dar electoratul românesc este, deci încă o dată spun, pentru prima dată vizibil orientat înspre această zonă. Chiar dacă această orientare s-a făcut, așa cum corect s-a observat, cu o contribuție foarte importantă a celor din exterior. Până la urmă, nu asta este esențial, ci că, pentru că până la urmă și ei sunt cetățeni cu drepturi egale, sunt cetățeni români cu drepturi egale, da? Și sunt oameni care vin și pleacă, sunt oameni care s-au maturizat, sunt oameni tineri care muncesc, care au văzut lumea, care au văzut Occidentul, sunt oameni care doresc altceva, sunt oameni care vor altceva și care s-au manifestat în consecință. Da, este un an, 2014, încă o dată spun, este un an foarte interesant, da? Este un an de reașezare, cumva, și iată, avem, da, printr-un om politic nou, pentru că Iohannis nu este un om politic vechi, nu putem să-l numim ca fiind om politic primar de Sibiu fiind, pentru că el venea și dintr-o zonă ușor apolitică a unei fundații, a unei asociații a germanilor din România. Deci nu a avut o opțiune clară, da, politică de stânga sau de dreapta, până când nu a venit în Partidul Național Liberal. Și cumva pe un proiect cumva exterior. Foarte important acest lucru, iarăși de observat. 2014 ne pune prin finalitatea alegerilor prezidențiale într-un proiect prezidențial exterior politicii românești de până acum. Despre ce șanse are acest proiect? Poate discutăm, că văd că sunteți nerăbdătoare, să puneți o nouă întrebare. Despre asta o să discutăm. Despre ce șanse are acest proiect? Discutăm ulterior. Da, exact. Am văzut, spuneați dumneavoastră, ce vrea electoratul sau ce vrea majoritatea electoratului, dar ce vor politicienii, pentru că asta este de discutat și de analizat. Spuneam, politicienii au făcut niște promisiuni sau au venit în fața electoratului, din care am văzut cât au reușit să convingă, cu o piesă nouă, Ionuț Catrina. Această piesă nouă a prins. Acum, nu știu dacă jucându-se a doua, a treia oară, ea va mai prinde, dacă nu se și materializează ceva. Că vor oamenii o schimbare, am văzut în rezultatul ultimelor alegeri. Dar vor cu adevărat și politicienii această schimbare și, dacă o vor, chiar o pot face? Adică unii dintre ei chiar pot să facă un pas sau mai mulți înapoi? Că asta înseamnă schimbare. Unii dintre politicienii
pe care i-am văzut în ultimii ani sau în ultimii 10 de ani, ar trebui să se dea deoparte. Pentru că au dosare penale, pentru că sunt asociați acelei clase numite baroni, de baroni locali, pentru că au fost asociați ca și imagine unor grupuri de interese și așa mai departe. Sunt politicienii pregătiți să facă acest pas, să se curețe, să-și curețe partidele? Dumneavoastră plecați de la o premisă ce ar trebui să fie adevărată, și anume că oamenilor politici chiar le pasă de societate și de binele civic. Nu. Eu afirm cu mâna pe inimă și cu conștiința curată că oamenilor politici, majorității oamenilor politici din această țară, nu îi pasă de, majorității nu îi pasă de soarta cetățeanului, de soarta omului obișnuit. Într-adevăr, modelul, poate că modelul propus de dreapta, să spun așa, este viabil, însă acest model, acum ajuns într-o funcție de unde are niște pârghii, acest model va avea foarte mult de furcă cu șleacta aceasta de politicieni. De fapt, dacă e să o luăm așa, nici nu sunt politicieni, sunt niște ariviști. Nu au ei foarte multe în comun cu teoria, cu politologia, cu teoria politică, cu stânga, cu dreapta, cu doctrinele, nu. Sunt niște găști transpartinice, sunt niște înhăitări, niște haite de lupi sau de orice alt carnivor din acesta feroce, ce au principal scop, nu știu, sporirea averilor personale, interese de microgrup, sub nicio formă nu binele civic. De aceea acest model pe care îl și numim președintele Klaus Iohannis, pentru că deja vorbim de președintele Klaus Iohannis, acestui model îi va fi foarte greu să facă și 25% din ceea ce și-a propus și din ceea ce a prezentat electoratului, într-adevăr, cum spuneați, avid de o schimbare. Dumnealui vine dintr-un aparat administrativ ok, cu rezultate, performant, dar un aparat administrativ infinit mai mic, mai puțin stufos decât cel pe care îl are acum în subordine. Dumnealui acum trebuie să gestioneze relația cu Parlamentul, care știm cu toții că este plin de tot felul de specimene, care mai de care mai dubioase, și nu mă refer doar din punctul de vedere al problemelor cu legea. Nu, și comportamental, te uiți la ei și te crucești uneori. Apoi, trebuie să gestioneze relația cu guvernul. Iarăși, un aspect destul de dificil, pentru că să nu uităm, dumnealui este exponentul dreptei, guvernul deocamdată vorbim de stânga, va fi destul de dificil de gestionat această relație, întrucât guvernul va continua să meargă pe niște politici, chipurile propuse sub sigla USL în 2012. Klaus Iohannis cu siguranță are o altă viziune asupra ceea ce ar trebui să se întâmple în această țară. În ultimul rând, acest model prezidențial propus acum de Klaus Iohannis va avea de gestionat o relație destul de sensibilă cu, să-i spunem, aparatul judecătoresc. Să nu uităm că fostul președinte a avut foarte multe, să le spunem, hai să, nu știu cum să-i zic, derapaje în ceea ce privește contactul cu aparatul judecătoresc, nu de puține ori fiind acuzat de societatea civilă că a influențat sau că a încercat să influențeze într-un fel sau altul deciziile magistraților. Din ceea ce pare până acum, pentru că într-adevăr este absolut prematur să vorbim de o schimbare la momentul acesta, Klaus Iohannis propune altceva, vrea altceva, rămâne de văzut dacă va reuși să pună în practică ceea ce își dorește. Repet, sincer, cred că va fi foarte, foarte dificil de pus în practică, întrucât dumnealui cred că abia acum realizează cu ce fel de personaje este nevoit să ducă o adevărată bătălie. Și aici mă refer la clasa politică românească, compromisă 100%. Am avut un USL, care încă este
pe buzele unei părți a politicienilor aflați la guvernare, mă refer la PSD. PSD și partidul domnului Călin Popescu-Tăriceanu. USL-ul acesta s-a destrămat, s-a rupt. PSD-ul, am văzut în campania electorală, s-a folosit de acea structură pe care reușise să o creeze și a încercat să ia și o parte a electoratului PNL-ului de care se despărțise și care alesese să meargă alături de Partidul Democrat Liberal. A picat, spuneam, acest USL. Domnule Chirițescu, de ce s-a rupt USL-ul? Din cauza celor doi lideri care formau această structură, Victor Ponta și Crin Antonescu, din cauza unor orgolii sau din cauza a ce? De ce nu a mai funcționat USL-ul? Vreau să vă spun că eu sunt unul dintre oamenii care întotdeauna încerc să mă poziționez ușor deasupra mecanismelor de tip uman, orgoliu sau mai puțin orgoliu și așa mai departe și să încerc să văd fenomenul, să văd ceea ce se întâmplă dincolo de decizii personale sau orgolii de tip personal. După cum bine știți, sunt dintre oamenii care eram atunci în Partidul Național Liberal și am fost împotriva creării Uniunii Social Liberale. M-am și pronunțat în organismele de conducere la momentul acela ale organizației județene împotriva Uniunii Social Liberale. Am considerat că o alianță cu PSD-ul la momentul respectiv nu era oportună și nu se impunea. Și mai ales era o alianță creată, în primul rând, prin gălăgia pe care o Traian Băsescu o provoca pe scena politică. Deci era o alianță, cum să spun, conjuncturală, determinată de o atitudine de tip personal. Ceea ce era o mare eroare. Ceea ce este o mare eroare în politică, să faci asemenea alianțe. Odată constituit însă USL-ul, am avut speranțe legate de această construcție politică. Speranțe, în primul rând, determinate de obiectivele mari ale politicii românești, care sunt și care rămân aceleași, din păcate. Adică revizuirea Constituției, deci cu determinarea și creionarea corectă a puterilor în stat și a separației puterilor în stat, revenirea la ciclul electoral președinte-parlament, ciclul electoral pe care Adrian Năstase l-a distrus în 2003, provocând, determinând un mandat de la președinție de 5 ani, în ideea că el va câștiga acea președinție și va face el o epocă de un deceniu pentru România, ceea ce a fost o mare eroare în plan, și în plan personal. Deci pur și simplu Adrian Năstase a modificat atunci Constituția, a determinat o modificare a Constituției, gândindu-se pur și simplu la un proiect personal, ceea ce a fost o mare, o uriașă eroare pe care și una dintre marile lui, uriașele lui erori personale și pe care le-a și plătit, le-a plătit ulterior cu dispariția atât de urâtă, ieșirea atât de urâtă din politica noastră. Deci am avut speranțe legate de USL, speranțe care țineau de chestii, de lucruri fundamentale. Da? Adică eu am văzut alături de mulți oameni un parlament redus, nu unicameral, ci redus ca număr, ori eroarea a fost în sens invers printr-o lege, prin modificarea legii electorale și așteptam ca USL-ul câștigător al legilor din 2012 să repare această nedreptate, că este o nedreptate să ai un număr atât de mare de parlamentari într-o țară atât de mică și atât de mică din punct de vedere politic, pentru că noi nu suntem de fapt o țară mică. Da? Deci erau foarte multe proiecte pe care USL-ul în 2012 le-a anunțat și pe care eu, în entuziasmul meu, în idealismul meu, de care nu mă pot dezice, care mi este așa specific până la urmă în plan personal, în care am crezut. Nu s-a întâmplat nimic din toate acestea, da? Pentru că, așa cum se întâmplă la noi, totul sfârșește a doua sau a treia zi, într-o bălăcăreală de balcanică, de tip ieftin, da? În care Crin Antonescu n-a mai vrut să conducă la un moment dat comisia de revizuire a Constituției.
a renunțat la proiect, Partidul Social Democrat a venit cu un gen de ocupare, a ocupat pur și simplu administrația, guvernul, da, cu personaje proprii, a monopolizat cumva decizia guvernamentală Partidul Social Democrat și s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat în final, spre dezamăgirea mea, recunosc, care avem atât de mari așteptări în 2012, s-a întâmplat ca acest proiect Uniunea Social Liberal să eșueze în forma lui inițială. Sigur, am avut și am încă, în noul context, am încă această nostalgie a comunicării pe scena politică și aici vreau să vă spun că, din fericire, lucrurile par să se așeze în acest sens. Adică dacă, să zicem, foarte mulți colegi de-ai mei din politică au criticat-o pe Alina Gorghiu, de exemplu, dau un exemplu, că a fost la Antena 3, ce să spun, da? Eu sunt unul dintre oamenii care au apreciat acest gest. Pentru că eu cred că în politică este ca și în viață, dacă nu întinzi mâna, nu primești, da? Deci trebuie să provoci adversarul, da? Spre comunicare, spre dialog, pentru a primi această comunicare și acest dialog și pentru a construi împreună, da? Pentru că, atenție, este o mare eroare să stăm spate în spate, noi cei care facem politică, partidele politice ca instituții, așa cum s-a stat timp de un deceniu, în epoca Băsescu, și este obligatoriu să ieșim din această paradigma a scandalului și să intrăm în paradigma comunicării. Este absolut esențial. Dacă nu se întâmplă asta, tot ceea ce înseamnă proiect politic serios pe scena politică din România va eșua. Aici iarăși este de discutat dacă electoratul, dar și politicienii sunt pregătiți să intre într-o altă fază a comunicării decât cea neaușă. Așa par. Cea balcanică. Așa par. Sunt două elemente foarte importante care pe mine mă fac să fiu optimist în sensul acesta al schimbării atmosferei politice din România în sensul bun, și anume faptul că Traian Băsescu nu mai este în prim planul politicii românești. Și lui datorăm bulversarea în întregime timp de un deceniu a acestei scene politice, da? Lui datorăm uriașele scandaluri politice. Traian Băsescu a fost cel, da, care a dirijat tot ceea ce înseamnă comunicare. Da, construcție, reconstrucție, comunicare, parteneriat. Dialog, lipsă de dialog politic, Traian Băsescu a fost lamentabil. Dar este o părere personală, perioadă, nu vreau ca cineva să fie de acord cu mine. Trebuie să recunoaștem, Traian Băsescu a ieșit din ce în ce mai puțin, da, public. Să-mi duc doar ideea până dar la comunicarea capăt. Comunicarea a fost făcută să-mi în duc doar ideea până mod. La capăt. Comunicarea de tip politic este o comunicare de diferite paliere. Este o comunicare care se realizează în spatele cortinei uneori. Pe lucruri foarte importante, esențiale, da? Și este și comunicarea publică. Comunicarea publică nu poate fi coborât. Cât de jos poți coborâ tonul politic până la a-ți înjura pur și simplu adversarul politic? Păi, haideți să ne întoarcem, da, la ultima campanie electorală. Da? PSD-ul și candidatul PSD-ului la prezidențiale și-au axat mesajele de campanie pe lupta cu Traian Băsescu. Traian Băsescu, un personaj care oricum ieșea din scenă. Da. Da, asta a fost o eroare. Revenind la ceea ce înseamnă USL, la ceea ce înseamnă USL, la ceea ce înseamnă proiect politic, aș vrea să spun că spuneam că sunt două elemente fundamentale care mă fac pe mine personal să fiu optimist. Unu, faptul că Traian Băsescu nu se mai află în prim planul scenei politice din România. Asta deoarece Klaus Iohannis ocupă această prin funcția pe care o are. O ocupă pur și simplu spectrul din dreapta al politicii. Și doi, faptul că avem deja și se profilează deja o coabitare, da? Din 2004 toate coabitările din România au fost sortite eșecului și se profilează deja o coabitare între Klaus Iohannis și un guvern de centru-stânga, coabitare care, prin echilibru, este posibil să dea un rezultat al dialogului obligatoriu până la urmă. Deci ei sunt obligați să comunice în contextul în care se află în această coabitare. Acum, nu știu dacă, într-adevăr, se va
realiza o comunicare perfectă între președinție și actualul guvern. Ionuț Catrină, USL-ul a picat. De ce a picat USL-ul? Pentru că a fost un proiect pe care unii politicieni, unii analiști, chiar jurnaliști, l-au dat ca mort din fașă. USL-ul, din punctul meu de vedere, a fost un avorton. Un proiect politic supus eșecului și dispariției în foarte scurt timp. Sincer vă spun, am fost surprins că a rezistat atât de mult. Nu că ar fi vorba de doctrine de stânga sau de dreapta și de faptul că nu se prea pupă cele două chestiuni, cât faptul că acest proiect politic a pornit preponderent din ură, din o aversiune dusă până la extrem din partea Partidului Social Democrat și mai exact a unor lideri ai PSD pentru Traian Băsescu, la care cel puțin pentru o perioadă de timp s-au raliat și niște lideri PNL, neînțelegându-se faptul că Traian Băsescu oricum nu mai putea să continue foarte mult timp. Iată, oricum, nu cred că va mai avea prea curând vizibilitate politică. Puneați dumneavoastră întrebarea de ce a picat USL-ul. Rămân la părerea pe care am enunțat-o mai acum ceva timp, mai exact acum un an și ceva. USL-ul atunci încă nu se spărsese așa de definitiv. USL-ul a picat în principal din cauza faptului că Partidul Social Democrat n-a acceptat sub nicio formă ideea, chiar dacă exista sau doar verbal exista vreun protocol, că prim-ministrul va fi dat de PSD, iar președintele de către PNL. Pentru principalul partid de masă al țării, pentru că într-adevăr Partidul Social Democrat este forța majoră la nivel de membri de partid, de structuri și așa mai departe a țării, era inacceptabil ca președintele țării să vină din rândul unei alte formațiuni politice. Orgoliul, dorința de a arăta că sunt cei mai tari din parcare, de a arăta lumii ce șmecheri sunt ei și faptul că n-au putut trece peste... Într-adevăr, dacă ura era atât de mare împotriva lui Traian Băsescu, trebuiau să existe, să se identifice resursele necesare pentru a trece de acest hop numit aspirantul pentru fotolul de la Cotroceni. Ei, Partidul Social Democrat, deși la nivel declarativ spunea acest lucru, nu a putut să treacă peste chestiunea aceasta. De aceea au început mici frământări în cadrul defunctei coaliții, frământări care până la urmă s-au finalizat prin destrămarea cu surle și trâmbițe a acelui avorton politic. Acum, mergând pe teoria conspirației, cum afirmau niște persoane, vezi, doamne, și-ar fi băgat Traian Băsescu coada în destrămarea USL-ului. Nu știu dacă avea vreun interes la momentul acela să se întâmple chestiunea aceasta, omul știind clar că mai avea cât? 2 ani până când își încheia definitiv conturile cu Cotroceniul. Revenind la ceea ce spuneam, este puțin dificil de acceptat de către, este foarte dificil de acceptat de către membrii Partidului Social Democrat, de către simpatizanți, de către toți cei care într-un fel sau altul au sprijinit candidatul la prezidențiale din partea acestui partid, eșecul suferit în această bătălie electorală, întrucât vorba aia, să alergi de unul singur, cum spunea domnul Ponta, și să ieși pe locul 2, nu e de aici de acolo. Probabil statul în fotoliu și ronțăitul de popcorn și semințe înainte de primul tur, iată că dăunează grav siluetei politice. Dar după destrămarea USL-ului, o parte a PNL-ului a mers alături de PSD. Este un alt USL, un USL perit nou. Că cel perit vechi, am văzut, s-a dus. Nici măcar legal nu poate fi un USL nou, întrucât această formațiune politică nu există juridic vorbind. Știm că Tribunalul București nu i-a acceptat titulatura și apoi acel protocol de înființare a USL-ului viza
ACDU, Alianța de Centru Dreapta, nu? Zic bine, adică da. PC-ul și PNL-ul și în partea cealaltă, în cealaltă parte viza PSD-ul ca principală forță. Ori momentul în care una dintre cele trei entități majore ale coaliției numite USL a renunțat și s-a retras, e clar că nu mai putem vorbi de un USL. De ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat în PNL? Am mai spus-o domnul Călin Popescu-Tăriceanu și-a plătit niște vechi datorii de pe vremea guvernării sale când a condus un guvern minoritar în Parlament. Iar toate proiectele și toate chestiunile pozitive, într-adevăr, de care a beneficiat această țară s-au întâmplat în timpul guvernării Tăriceanu cu sprijinul mai mult decât vizibil al Partidului Social Democrat. Iar acum, când a venit vremea decontării, probabil omul a fost pus în situația, băi, uite, trebuie să îți plătești datoriile. Și cum le poți plăti decât încercând să rupi o parte cât mai mare din ceea ce se numește PNL. Și omul, bineînțeles, s-a conformat. Rămâne de văzut cât timp va mai rezista Călin Popescu-Tăriceanu pe scena politică, pentru că în PNL nu cred că va mai fi primit. În PSD nu se poate nici nu duce. Cred că s-ar întoarce Călin Popescu-Tăriceanu în PNL. Nu la momentul acesta, dar dacă ar fi dacă ar fi alte împrejurări, cred că s-ar gândi de două ori în privind o posibilă reîntoarcere în PNL. Nu știu câtă credibilitate mai poate avea în rândul electoratului de dreapta domnul Călin Popescu-Tăriceanu în ideea în care tot pe fondul acelei chestiuni că Băsescu este maestru păpușar și că el este în spatele a tot ce se întâmplă rău în țara asta, inclusiv a lui Klaus Iohannis, cum spuneau în campanie domnii de la PSD, acum să vii și să spui nu că de fapt eu sunt liberal, dar votez cu sau îl susțin pe Victor Ponta, care este de stânga. Nu se prea pupă, de aceea iată că nu stau în picioare chestiunile de doctrină în ceea ce privește interesele. Să fim serioși până la urmă. Dar, domnule Chirițescu, doctrina liberală și doctrina democrat-liberală îi va ține uniți pe cei de la vechiul PNL și vechiul PDL care au constituit acum noul Partid Național Liberal, pentru că am văzut deja unele tensiuni au apărut și la Gorj și au mai apărut pe aici, pe acolo, prin anumite puncte din țară. Acolo unde fiecare se bate pentru a pune mâna pe conducere. Să știți că sunt efecte ale ceea ce discutam noi la începutul emisiunii, sunt în primul rând efecte ale acestei tendințe, ca să spun așa, de recalibrare a noului partid politic național liberal a PNL-ului în jurul lui Klaus Iohannis. Pentru că, încă o dată spun, Klaus Iohannis vine din afara politicii românești, iar politicienii încearcă să-i facă pe plac cumva. Adică ei încearcă să fie ca el, să vină să spună că ei sunt sau este un gen de concurență acolo în a spune, în a afirma, în a reafirma apartenența la valorile, la noile valori politice promovate de Klaus Iohannis, valori politice care pentru foarte mulți, enorm de mulți dintre ei sunt străine. Nu au nicio treabă ei cu această poveste a civismului, a civismului în politică, a atitudinii relaxate din politică, a atitudinii ușor superioare și pe proiecte mari, da, pe care o propune actualul președinte. Dar aș vrea să revin puțin la această poveste a lui Călin Popescu-Tăriceanu, pentru că nu trebuie până la urmă trebuie să spun eu că sunt membru al acestui partid politic. Da? Și să spunem că nu este o întâmplare apariția acestui partid pe scena politică. De adevărat, uneori putem discuta și la nivel de orgolii, de lucruri personale când discutăm politică, dar dincolo de asta, apartenența actualului Partid Național Liberal fuzionat, da, la Mișcarea Populară Europeană și la Partidul Popular European, din punctul meu de vedere, cel puțin, dar și din punctul de vedere al altora, care au făcut politică la nivel de liberalism în România și în teritoriu,
este o uriașă eroare, pentru că partidele liberale nu sunt partide populare. Da? Deci nu poți să-ți vii să spui că constitui grup parlamentar popular european cu oameni aleși ca liberal pe liste. Și apoi nu poți să dai denumirea Partid Național Liberal unui partid popular. Pentru că partidele populare sunt partide conservatoare. Conservatorismul politic este cu totul și cu totul și cu totul altceva decât liberalismul politic. Liberalismul politic este mai spre centru. Este ușor, dacă e să zicem, da, cum glumează dumneavoastră cu mine în pauză, este așa ușor mai combinat pe culori decât conservatorismul, care reprezintă dreapta tradițională politică. Conservatorismul american, vă reamintesc, este doctrina politică a marilor oameni de afaceri, a oamenilor, a multinaționalelor, a marilor proprietari de terenuri, de firme, de companii. Da, conservatorismul este partidul pe tip american, iarăși revin, a marilor proprietari de ferme agricole, de proprietari de terenuri uriașe, de suprafețe, de oameni care sunt în altă zonă a exprimării politice și a percepției economice și în Europa. Conservatorismul european, numai o secundă, că termin acest excurs, este important și povestea cu doctrina. Conservatorismul european este într-o ușoară criză după al doilea război mondial, pentru că el a fost reclamat puțin, el a deviat puțin înspre fascism. Și atunci Germania și Europa au inventat această poveste a creștinii democrației și a popularului ca dreaptă politică conservatoare. Dar nu au mai zis pur și simplu, nu s-au mai, prin denumirea lor, nu s-au mai revendicat ca partide conservatoare, dar prin doctrină și prin orientare ele sunt partide conservatoare. Deci partidele populare sunt partide de dreapta conservatoare. Ori noi, liberalii, Partidul Liberal Reformator, că existăm sau nu existăm juridic, asta este pur și simplu o formalitate care va fi îndeplinită într-un final, venim puțin înspre zona de centru politic românesc și, până la urmă, spre zona de liberalism clasic, de exprimare politică liberală clasică. Adică am fi, dacă e să continui iarăși discursul pe zona doctrinei, moștenitori și continuatori ai ordoliberalismului german de după al doilea război mondial, da, instaurat de Konrad Adenauer și de ceilalți doctrinari, prim-ministri, oameni care au făcut cu politică la nivel înalt în Europa. Deci, da, lucrurile astea se rezolvă, da, astea sunt lucruri care până la urmă au o importanță sau nu au importanță. Important este ce facem pe viitor. Eu aș vrea să, despre viitor, să discutăm puțin. Ce fac politicienii, pentru că aici este o mare poveste. Da. Români. Da. Aici este o mare poveste. Cred că trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate, dacă mă anunță și pe mine regia, cât mai avem. Da, luăm o scurtă pauză de publicitate și continuăm după.